apucăm. Da. Eu, oricum, am avut o istorie și avem o istorie nefericită, asta e clar. Cred foarte tare ce spunea cronicarul, că am stat la răspundere de vânturi în care toate au venit peste noi. Deci, el din caietele lui, notele lui biografice, spunea lucrul ăsta cert. Că noi am stat aici la hotarele în care toate năvărlirile au venit peste noi, s-au oprit aici și, fiind obligați să fugim din zona citadină în zona forestieră, în păduri, noi n-am putut să creăm o cultură stabilă cum și-a creat Occidentul. Ci o cultură folclorică. Ce era să faci în pădure? Faci nai, câți din fluier și din nai și din frunză. Într-adevăr, în materie de folclor, cred că suntem primii lume. Țin minte că cele mai amărâte echipe de dansatori care plecau dintr-un sat la Agrigento și în toată lumea luau premiu. Impresionau prin costumație și prin tot, dans, prin joc. Asta e cert. Deci, uitați-vă, de pildă, la Florența. Domnul din Florența a durat 700 de ani. În fiecare secol sunt 3 generații. 7 ori 3, 21 de generații. Dar, domnilor, 21 de generații au pus cărămidă peste cărămidă și n-au venit cum facem noi jos tot ce au făcut ceilalți. Această idioție, noi nimic. Au venit comuniștii, au ras toate statuile. Eu atunci intram în București, la facultate. Toate statuile au ras, să nu mai vin nimic. Au venit ceilalți, radeți tot ce au făcut comuniștii. Și vor veni alții și probabil vor rade tot ce facem noi acum. Păi cum vrei să ai o cultură stabilă când noi distrugem generație după generație numai de arăta că suntem mai grozavi decât ceilalți? N-ar trebui oare să avem înțelepciunea să înțelegem că lucrurile stabile înseamnă a adăuga și nu a distruge? Deci legea fundamentală de univers este legea binelui, a construcției și nu a distrucției. Trebuie să învățăm acest lucru. V-am demonstrat că și creierul respectă legea asta. Hai să respectăm cu toții. Dar știți ce e interesant? Mai facem o analogie, că acum imaginile încep să fie din ce mai plastice. Ia uitați ce frumos ar fi să gândim că aici avem un izvor. Creativitatea înseamnă dinamică, creativitatea înseamnă exact ce a făcut un profesor, nu s-a băgat în nicio construcție de niciun fel, ci el a izvorât prin propria lui viziune. Deci dacă aici este izvorul, cum să construiești un izvor? Creierul pe permanent nu are stabilitatea necesară însă mentală. Problema este că izvorul poate să înceapă să hrănească o deltă, mai la distanță, așa. Deci problema respectivă, dacă merge pe modelul ăla de planeta Pământ, planetă vie și România ca zonă geografică, nu chiar poate România, Aria de aici, zonă germinativă care tinde să lege Orientul și Occidentul și să facă străpungerea, atunci automat nici nu va putea construi aici. Căci nici nu va simți valoarea, pentru că e așa de îndrăgostită de dorul de dincolo, încât în principiu nu simte valoarea tangibilă. Aduce automat și la alta, iar colectivitatea pe care o are e așa de mare, încât el derivează așa de multe alte lucruri pe care automat, din clipa respectivă, este o abundență de gândire care sănătate nu e. În sănătate când te duci și faci o afirmație, și afirmația este puternică și interesantă. Domnul profesor, dacă făcea, mergea în America, făcea o sectă și de săptămâni. Toată lumea venea să-i pune mâna, am trăit experiența asta personală, de a spun chestia asta. Deci, cu alte cuvinte, această formă de la un moment dat, o sesiune de comunicări, s-a ridicat unul din sală, un profesor mare, nu oricine, era un, cum să spun, unul dintre Jan Stuart și cu el au scris niște cărți de evoluționism matematic de extraordinar de nivel. Și la un moment dat a început să strige, nu mai spuneți, nu mai spuneți, ca să putem nota prea multe idei deodată. E o singură idee pe articol și pe aia o duc până la capăt, una singură și o prea zice. Deci nu fac o inflație, noi într-o singură prezentare facem 5.000 de lucruri deodată. Noi ne dăm seama de valoarea pe care o avem. De aceea, ideea n-a fost valorizată și de aceea toate valorile mari ale României trebuie să se meargă în afară să valorifice. Păi, nu putem să oprim asta, după părerea mea, că e contra naturii, ca lege. Atunci, hai să facem altceva. Să facem că aici e un izvor, să facem un ghid în jurul, să facem o regulă, dacă nici asta e apă, să plătească. Adică să începem să valorificăm mintea. Pentru asta trebuie un management, alt tip de management. Alt tip de școală, ca să apărăm treaba asta, altă legislație, ca să apere ideea. Asta înseamnă societatea cunoașterii. Societatea cunoașterii pune pe non-tangibil valoare, pe noi stăm ea. Și societatea cunoașterii începe să aibă un alt grid, că înseamnă societatea conștiinței, ultima carte a lui Drăgănescu. Societatea conștiinței înseamnă tot ce am discutat acum, dar nu discutat, ce a aplicat în noi și mai ales în copiii noștri. Deci hai să facem o retortă pentru copiii noștri măcar, în care ei să crească în această nouă exprimare. Așa că, deocamdată, nu pot să zic decât că ultimul cuvânt va aparține, oricum. Uite, dacă tot ați venit și ați auzit răbdare, dați-mi voi să vă spun ceva. Care ar aduce multă apă la marea noastră? A citit cineva cartea despre Denion Brinkley? Iată lumina. Denion Brinkley
fost un ofițer CIA cu niște sarcini foarte dure, foarte grele și trăia într-un oraș unde sunt foarte multe descărcări electrice atmosferice și a fost, în timp ce vorbea la telefon, electrocutat. Electrocutat și rămas cu grave leziuni, are o moarte clinică și în timpul ăsta îi se arată o 17 fișete, fiecare fișet conținea una din realizările ceea ce trebuia să se întâmple pe Pământ, din care 13 au fost absolut toate la zi, ce se întâmplă la QRSS, când vine Rigon, etc. Ei, Damian Brinkley capătă prin această moarte clinică niște însușiri. Adică dacă atinge un om, el spune totul despre trecutul lui și viitor. Vrea să vină în România. Vrea să vină în România și vrea să meargă în Buceci. El spune că vrea să vadă ce este acolo pentru că se pare că realmente este ceva acolo. Trebuia să vină pe 6 iunie, eu eram destinat să-l prezint televiziunii, dar mama sa s-a îmbolnăvit, e în vârstă și a spus, hai să o amânăm pentru toamnă. Ideea era, vrem să organizăm o conferință publică cu el și în același timp să facem Bucegii și Sarmi Segetuza. Sunt foarte curios ce ne poate spune el care are acest sentiment. De pildă. Dus la Parlamentul englez, a pus mâna pe balustrada de la intrare. Și din brusc vede o scenă care se petrece cu 200 de ani înainte, vede niște indivizi care și-au legat calul acolo și spune toată spicina pentru care indivizia au venit acolo. Cap de maniera asta este individul. El a creat aceste centre antistres printr-o informare într-altă dimensiune. În materie de, era out, în materie de electronică și toate aceste circuite electronice a fost obligat să le învețe în maniera asta. Dacă îi spune un doctor că ăsta în coma am învățat niște materie de electronică, sigur că mă exclud de medicină. Dar sunt totuși realități. Ei, asta voiam să remarc, că dacă el vrea să vină pentru a vedea zona asta, ce trecut istoric are, mie mi se pare că este extrem de interesant și aș fi foarte curios să... să-și aflu și mai ales să vină. Suntem într-o conexiune cu el și sperăm. Ar fi una dintre lucrurile care ne-ar oferi niște argumente, ori pro, ori contra. Dar nu cred că contra. Sunt însă mulți, a fost și recent pe televiziune, indivizi care neagă tot trecutul nostru dacic, nu avem nicio legătură, dar, cum spunea Dan Vuric, zice, fiul meu m-a întrebat odată, așa, 5 ani. Tata, de ce unii oameni spun că sunt din maimuță și alții de la Dumnezeu? Și spune că a răspuns așa, dragă, cei care spun că sunt din maimuță, sunt maimuțe. Cei care sunt de Dumnezeu, sunt ca Dumnezeu. Ei, așa și eu. Cei care spun că n-avem istorie, ei n-au istorie. Dar noi vrem să avem. Cum să spun, aș vrea să mulțumesc celor care se află în sala de dedesubt, care s-au chinuit să ne asculte, deși am încercat să facem tot posibilul ca să se audă și în partea cealaltă. Le mulțumim că au rezistat. Este o structură inedită să fim obligați să avem două sâni cu videoconferință, cine știe pe unde a circulat informația prin tot universul ăsta, ca să ajungă dintr-o sală în altă sală, apropo de internet. Mulțumim! O să îndrăznesc să mergem până jos un pic să-i cunoașteți și pe ei, pentru că vă măcar să-i vedeți un pic. Închei cu observația că marele nostru logician Anton Dumitriu spunea un lucru fundamental. Românului nu-i lipsește idealul, mărimea lui e problema. Haideți să ridicăm puțin idealul la o idee de a ne cunoaște, de a fi împreună. Vă invităm la Centrul de Studii Complexe, complexity.ro, este site-ul nostru unde avem multe programe și multe evenimente și multe interacțiuni cu copii, cu studenți, cu mișcări, cu expediții. Vă invit chiar și pe pagina mea personală de Facebook. Avem multe lucruri de spus și de împărtășit. Vă cer eventual să mă contactați ca prietenie, ca să putem eventual face schimb de idei, de probleme, de discuții, să vă putem anunța, nu obligatoriu, unde se va găsi înregistrarea respectivă, ca să o puteți revedea, și unde sunt celelalte înregistrări. Avem o grămadă de înregistrări, ce s-a întâmplat cam în jur de vreo 250 de ore de speech-uri de personalități deosebite, care au fost mult peste medie, care nu-i vedeți de obicei pe sticlă în sensul respectiv, și care formează o bază conceptuală, din care filtrată poate multe din ideile care le simte fiecare în parte devin lucruri active, proiecte de succes, proiecte pentru ziua de mâine. Vă mulțumim și pentru testul discuțiilor îndrăznesc să aveți discuții directe încă
pentru că, așa se mai întâmplă de obicei, există și eu un dialog puțin așa, om la om. Eu vă mulțumesc, sper să nu fie furtună prea mare pe afară, ca să ajungeți cu bine acasă. Vă așteptăm cu drag în continuare.